Yanımı değiştir, o yüzüm daha kurabanı bir anında. Gümrüne tahtım şaptım, şaptım duydum. Yanımı değiştir, kurabanı bir anında. Gümrüne tahtım şaptım, şaptım duydum. Desde que recebi os homens, chutarei que, se pelo bitarquista cauta, se o teu danço se abata, ali na chutarei que o dono a lor interinta, que não se decere, que não de vôr sem drago. Robata Alina, pentru că de către tine se sătește bărbatul femeia, unește-te gând și într-un gând, încrunează-i într-un trup, dărește-l roadă și urmă ce-i totul bine către-un bun, ca ta este stăpânirea, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună Robul Dumnezeu Dan, cu roba Dumnezeu Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ei, urmă, roba Dumnezeu Alina, cu roba Dumnezeu Dan, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și cu mireasă, mărită să fii ca Sara, să te mulțești ca Rebeca, umblând în pace și ascultând cum înțelege cu bărbatul tău, păzându-ne de legii că așa a bine o zi. Iată filodului cestui punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. A săvârșit, urămând înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, că despăzi legătura dragostei ca unii dintre voi până la mormânt, curată, neîntrântă, dreaptă, cinstită, și că nu vă veți abate de la lucrurile cele bune ale voastre, nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor.
Se spune că un orb stătea și cerșea și pe un carton a scris doar atât. Cineva i-a scris, sunt orb. Altceva n-a mai zis, iar cei care se milostiveau treceau și îi dădeau din când în când, îi puneau ceva bănuți acolo. A venit o domnișoară și a zis, când ai voie ca să schimb ceea ce scrie aici pe reversul cartonului tău. Și atunci ea a scris acolo în felul următor. Este o zi foarte frumoasă de care eu nu mă pot bucura pentru că nu o văd. Și în urma acestui lucru au început cei care treceau pe acolo să pună mult mai mulți bani, iar spre seară s-a întors fata și a cunoscut-o. După voce și după mirosul parfumului pe acea domnișoară, orbul, și a zis, ce ai făcut de m-au miluit atât de mult oamenii în ziua de astăzi? Și el i-a zis, ea i-a zis atunci, n-a făcut nimic, este același conținut, doar i-a schimbat sensul. Și oamenii s-au gândit mai mult la sensul acesta și pentru aceea te-au miluit mult mai mult. Iubiți miri, sunteți și voi în fața lui Dumnezeu și de acum înainte să rămâneți așa, prin credință, prin ascultare și prin mărturisire. Așa cum fata aceea a scris pe acel bilețel că este o zi foarte frumoasă pentru voi să fie în amintirea sufletului și a inimilor voastre ziua cea mai frumoasă a vieții de început împreună. Pentru că acesta este începutul cel bun al temeliei familiei voastre. Când rămâneți de acum împreună și veți împlini porunca și îndemnul din Cartea cea Sfântă că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Se va lepi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Așa cum am auzit că s-a citit în Apostol și ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și în această unire a voastră să nu uitați de cei ce s-au jertfit pentru voi până acum. De cei care au fost alături de părinții voștri. Că părinții sunt cei care își aduc jertfa lor cât pot pentru copii și această jertfă nu se mai repetă decât în familia voastră când vă veți jertfi și voi pentru copiii voștri, așa cum ne-a rugat Tatălui Ceresc ca să vă binecuvinteze familia și prevenirea copiilor. Facă Bunul Dumnezeu ca prin rugăciunea noastră a tuturora să vă dea o familie bună, cu înțelegere, cu demnitate, cu jertfelnicie a unei față de altul și așa să răzbiți peste toate greutățile vieții, iar Tatăl Cel Ceresc să vă fie alături până la sfârșitul vieții voastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.